Salut, Adin! Este al cincilea premiu lunar al lunii martie, golul lunii. Ai câștigat golul lunii. Cum a fost golul, spune? Cum să fie? A fost o fază întâmplătoare, pot să zic. Adică nu a fost ceva... Întâmplătoare, dar am mai văzut un asemenea gol la Ibrahimovic, parcă în campionatul Franței, cu călcăiol, să punem și golul să-l vadă. A fost foarte frumos golul, dar cum ți-a venit? Cum ai lovit mingea acum? Păi a bătut colegul meu repede out și am fost pe colțul scurt și eu sunt stângaci și practic îmi venea pe dreapta și am dat cu călcăiul, adică na, așa mi-a venit vorba lui Tavi Popescu. Deci și din fotbal ce fotbalist urmărești așa? Cine îți place? Messi. A dat goluri asemănătoare precum l-ai dat? Nu a dat, ar trebui să inspire de la mine. Ce-i prefera, un gol frumos sau o bară frumoasă? Un gol frumos, da. Eagles 2, acum cum merge? Ambele echipe, joci și la prima echipă și la echipa a doua, cum merg echipele? Avem un sezon foarte slab, dar sperăm să ne redresăm acum în retur, să ne ridicăm, să ne salvăm de la retrogradare, adică nu ne dorim asta. Da? Sperăm să ne întărim. La ce echipă din fotbalul mare ți-ar plăcea să joci? Barcelona. Barcelona ești? Da, sunt fan Barcelona, da. Acum când a câștigat Real Madrid nu ți-a picat bine? Nu, nici nu m-am uitat la final. Vineri începe campionatul european de fotbal. Ce șanse are România? La cum am jucat ultimele meciuri de pregătire, șansele sunt infime, adică da. Nu văd să facem vreo figură. Nu vrei să facă niciun punct? Da. Nu. Trebuie să fim realiști. E prima... Îmi doresc să facă puncte, dar este foarte greu la cum jucăm. E prima ediție la Victory Cup, nu? Este al doilea an pentru mine, da. Cum se pare competiția? Îmi place foarte mult, da. Și organizarea, și jocurile, și absolut tot. Tu ai câștigat golul lunii și avem un premiu să-ți oferim, din partea Ergol, ai un voucher de 500 de lei, îți poți achiziționa orice din magazinul de la Ergol din București. Ce îți vei achiziționa? Probabil o să-mi iau Adidas de fotbal, când trebuie. Și nu știu, depinde în funcție de cât o să coste alea. Un tricou, ceva, da, un short. Bun, mersi frumos și sper să ai mai multe reușite, să mulțumesc, te bați și la golul lunii aprilie și tot așa. Doamne ajută, să sperăm că o să fie bine. Mersi. Mulțumesc și eu.